Astăzi deschidem toate pack-urile Team of the Week și vorbim puțin și despre eveniment, pentru că este diferit față de cel de anul trecut. Hei, salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou video. După cum știți, aseară au apărut câteva chestii noi în FIFA Mobile, printre care și noul Team of the Week. E bine că măcar anul acesta avem un semi-eveniment, să-i spunem așa, dar înainte să mergem la el, să deschidem câteva pack-uri Team of the Week, pentru că, la fel ca anul trecut, avem două feluri de pack-uri, acestea de 250.000 de bănuți, putem lua maxim 5 și săptămâna aceasta avem niște jucători destul de interesanți, din păcate niciun jucător din Liga 1 cred, dar dacă aveți noroc, norocul de pe lume, poate să vă pice această carte a lui Bruno Fernandes, super super bună și probabil foarte foarte scumpă, câteva milioane de bănuți pe market dacă ar fi să ghicesc. Am deschis cele 5 pack-uri după cum vedeți și mi-au picat doar jucători de maxim 79, deci horror. Așa că nu vreau să vă plictisesc cu aceste pack-uri, dar trecem la pack-ul de 1.250.000 de bănuți, unde de fapt sunt 5 pack-uri cu câte un jucător titular și 2 rezerve. Din păcate, nici aici n-am avut mare, mare noroc. Cel puțin în primele pack-uri mi-au picat băieți ca ăsta, Traore, câțiva Lozano de 79 și apoi jucători sub 70 overall. Haideți să vedem următorul pack ce găsim aici. Un băiat de 75, încă un Lozano de 79 și un jucător absolut horror de argint. Trecem mai departe la următorul pack și în sfârșit am avut și eu cât de cât noroc, pentru că avem un jucător elit, din păcate doar Paulinho de 82. Ăsta e fostul jucător de la Barcelona, dacă îl mai țineți minte, da, aici a ajuns. Din păcate, pe lângă el îl avem pe Carlos Soler, nu odată, ci de două ori. Haideți să vedem și ultimul pack, dacă mai dăm peste un jucător elit. 74 din păcate, 77 Konate și încă un Lozano de 79. Așa se cheltuie 2,5 milioane de bănuți. Am deschis pack-urile acestea ca să nu trebuiască să le deschideți și voi. Și haideți să vorbim puțin și despre eveniment sau semi-eveniment, cum vreți voi să-i spuneți, Team of the Week. Vedeți, aici avem toți jucătorii pe care i-am găsit săptămâna aceasta în pack-uri. Dacă mai țineți minte, așa a fost în sezonul 3 de FIFA Mobile, parcă pe când Team of the Week chiar era un eveniment bun și l-așteptam în fiecare săptămână, dar dacă nu deschideți pack-urile cum le-am deschis eu, și evident că nu vă recomand să faceți asta, puteți da de jucătorii aceștia și altfel. Altfel, prin cele două pack-uri pe care le vedeți aici, un pack care se deschide cu token Team of the Week și un pack care se deschide cu puncte premium Team of the Week. Acum, tokenii se fac gratis, din păcate doar de la Rivals, cred, și nu de la Amator, nu de la World Class, nu de la Legendary. Trebuie să ajungeți FIFA Champion, după care să intrați la Milestones și de aici trebuie să mergeți măcar până la 1.250.000 de fani. Wow! Îi găsiți atât la Versus Attack cât și la Head to Head. Vedeți, puteți face și mai mulți de atât dacă urcați la un număr astronomic de fani, 1.500.000, 1.750.000. Chiar sunt curios, ce echipe ar trebui să avem sau cât ar trebui să jucăm pentru a ajunge la acești tokeni, dar da, în momentul de față, cam ăsta este singurul loc de unde puteți face acești tokeni Team of the Week. Dar vă spuneam că mai este și acest pack care se poate deschide cu puncte premium. Puncte care se pot face la cele două SBC-uri, SBC care se poate face de 3 ori pe săptămână, cerințe pe care le vedeți în partea dreaptă, nu par foarte grele, trebuie să aveți o echipă de minim 76. Dar SBC-ul care ne dă foarte multe puncte este mult mai greu, după părerea mea, se poate face de 2 ori pe săptămână, dar trebuie să avem doar jucători peste 80 cu media de 82.
Și problema este că probabil acești jucători vor fi destul de scumpi pe market, așa că nu pot să vă spun dacă merită sau nu merită făcut acest SBC. Una peste alta nu pare cel mai grozav eveniment. Dacă puteam face acești token mai ușor, poate că da, dar în momentul de față par foarte, foarte greu de făcut. Și voi avea un videoclip și despre noile legende cât de curând, dar până atunci vă las cu alte videoclipuri de ale mele pe care le vedeți pe ecran. Dați pe unul și uitați-vă. Până data viitoare, numai bine, prieteni, pa, pa!